Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. Sunt Arotela cu o alt fel de etalare, diferite feluri de etalări. Ca și mod de prezentare, etalarea aceasta a rămas pe masă de ieri. Am acoperit-o frumos, frumușel, pentru că n-am putut să folosesc calculatorul. Este atât de frumoasă încât nu pot să renunț la ea. Sper să vă recunoașteți unii dintre voi. În primul și în primul rând, în timp ce am amestecat, leitmotivul acestei povești este întâlnirea cu sufletul pereche, poate chiar cu flacăra geamănă. O uniune a unor inimi, a unor minți care au de creat ceva împreună, au de manifestat ceva împreună. Pentru că 2 și cu 8 înseamnă 1. Manifestare este un început. Și o să vedeți că 1 apare 10, 11, sub forma așilor. Apare în mai multe formate. Ideea este că unii dintre voi aveți în preajmă o persoană cu care comunicați extrem de bine. Prea bine, ați spune. Din punct de vedere mental și emoțional, vă înțelege persoana, chiar dacă poate faceți parte din medii diferite, pentru că Marele Preot a rămas pe orizontal ca și provocare, ca și subiect care trebuie rezolvat. Chestiuni care țin de credință, de educație, de tradiții, de valori. Probabil că veniți din zone diferite și trebuie să găsiți punctul comun. Interesant, pentru că aici punctul comun este în lumină și podul trebuie creat. El se creează în momentul în care sunteți în preajma unuia celuilalt, se creează acest pod emoțional, vibrațional. Se creează și când vă gândiți, există telepatie. Diferiți. Poate unul e mai brunet, unul mai e blond, nu obligatoriu, dar nu degeaba s-a folosit această diferență tocmai ca să înțelegeți că diferențele vă ajută să vă completați, nu vă separă. Doar că trebuie să găsiți acest punct comun din care să generați, da, în acest punct de lumină să începeți să generați. 1. Să însămânțați, eu știu, o idee, un concept, iubirea voastră, pur și simplu, și să creșteți ca un pom. Îmi place la maxim cartea asta. Mai e una care îmi place foarte mult și asta. O uniune a unor inimi, o dragoste care, o conexiune de dragoste care nu-și găsește explicații în limbaj uman sau în logica umană, poate limbaj poetic, dar nu logic. Aveți de manifestat multe lucruri frumoase împreună cu aceste păsări, dar păsările înseamnă și comunicare. Probabil că va trebui să comunicați și voi împreună ca să creșteți, ca să întrepătrundeți vibrațiile voastre. Și eu mi-aduc aminte, am un pom în curte la părinți, când eram mic. Avea trei lăstărușe în jurul lui și le-am împletit. Acum sunt unite. Și a creat un tronc foarte frumos. Aici vreau să ajung. Împreună. Pentru că simțiți nevoia să fiți împreună. Simțiți că este ceva, o atracție pe care nu o puteți explica. Dar nu e vorba doar de atracție fizică. Este vorba și de conexiune emoțională, mentală și dacă lucrați cu provocările și le depășiți, puteți să manifestați ceva nou. Să vă transformați, 8 înseamnă transformare, unul pe celălalt, doi, da? Două persoane se transformă și unul și celălalt, dar cel mai important apare relația, care iar vine cu direcțiile ei transformatoare. Poate că trebuie să-i transformați și pe alții, rămâne de văzut. Acestea sunt mesaje, un mesaj de la înger, dar hai să vedem. Persoana despre care vorbim, în care sunteți în această prietenie, amiciție, colaborare, relație, trebuie să intre, ori este deja în această vibrație de conducător, numărul 10,
De fapt, este 1 și avem 1 și aici, ori în legătură sau în preajma acestei prietenii care se creează între voi, în colaborarea care există dintre voi, unul dintre voi trebuie să învețe care calități de conducători foarte speciale și care trebuie folosite, dar evident, în direcții pozitive. Apare Ganesha, elefantul, Shakti cu atâtea brațe, o combinație între Shakti și Ganesha. Shakti se pare interesant că vine în spate. Energia feminină ghidează energia masculină, dar ghidează în sens bun. O învață să preia conducerea și să manifeste, unul, da? Să manifeste o nouă lume. Zero. Să riște și să creeze. Interesant că apare abundență în jurul acestui elefant, da? Deci, unul dintre voi trebuie să învețe să preia conducerea și este ghidat, subtil, inspirat în acest sens. Ideea este că această carte a venit cu niște provocări. Am spus că energia feminină ghidează. Aici apare puterea. Se vede și în această carte că energia feminină este în background. Nu că n-ar putea să stea în față, dar în această relație, probabil, probabil că trebuie să susțină pe cineva într-o nouă direcție, că este 1 și 0. 0 este nou, 1 este deja primul pas în această nouă direcție. Am spus, energia feminină are o putere specială, este luna plină. Interesant. Pentru că nu este chiar Capricorn, este de fapt Ren. Dar hai să zicem Capricorn. Probabil ceva special s-a întâmplat la luna plină în Capricorn. Ceva special. Se echilibrează energiile, unul și cu unul înseamnă doi. Două persoane, doi indivizi. Probabil, eu sunt sub vibrație de 11, ca să știți. Probabil foarte, n-are legătură. Vreau să spun că am studiat acest număr. Asta vreau să scot în evidență. Doi indivizi cu personalități speciale, aș spune, cu capacități de conducere, vin față în față ca să creeze acest 2, da? 2, 2 de cupe, 28, 24 și înseamnă 6, da? 2. Și e o provocare pentru că cei care sunt independenți trebuie să învețe să-și păstreze independența și să într-o relație și să păstreze și relația, să creeze relația. Deci această energie feminină ghidează, are această putere de a ghida. Are o intuiție fantastică, imensă și interesant este și Diana. E războinică, este combativă, dacă e nevoie, dar poate să fie și foarte feminină. Apoi, ciclurile. Ciclurile care trebuie să... aș spune... transformate. Sau încheiate. Probabil că acest personaj s-a tot învârtit în aceste cicluri. Și reîncarnări, și repetiții, și greșeli pe care le-a tot repetat. Cu acești iepurași văd o atitudine de playboy sau prea disponibilă sau prea doritoare de a se bucura de aspecte care țin de creativitate sau de sexualitate, dar mai puțin consistentă. În fine, cine aici trebuie să iasă dintr-un ciclu, din mai multe cicluri și să intre în manifestare în unul. Asta pentru că are de înfruntat, n-aș spune un, cum să-mi găsesc cuvintele, găsește-ți cuvintele, Ela. Cine e aici, trebuie să-și înfrunte puterea față în față, este un lup. Lupul poate să fie periculos, dar poate să fie prietenul cel mai bun în întuneric în pădure. Pentru cei care au studiat simbolistica lupului, da? Înseamnă foarte multe. Poate că cineva și-a înfruntat demonii, și-a înfruntat puterile. Această energie feminină cred că a făcut. E pentru că această carte reprezintă autenticitate. Este sub numărul lui stelei. Are numărul 17, da?
Acest personaj și-a înfruntat și demonii și puterile, știe de ce este în stare, știe că de acum încolo nu poate să mai meargă în spate. Poate și mai aduce aminte de trecut, dar are de interesant, de făcut un pact. Aici văd deja un doi de cupe. De făcut un pact cu puterea sa. Probabil că l-a făcut. Pentru a se vindeca și pentru a-i vindeca pe alții. Ei, și acest personaj îl ajută pe celălalt să-și încheie ciclurile karmice și să intre în manifestare în această, iar poziție de conducător. Cu alte cuvinte, să te întâlnești față în față cu puterea și să vezi, te sperii de puterea ta? Pentru că nu e ușor. Și unii dintre voi înțelegeți ce vreau să spun. Nu este ușor să-ți recunoști puterile și să le folosești cu măsură la început pe tine, vindecându-te că e 17 și apoi, la un moment dat, în misiunea ta pe care, știu, o vei afla pe parcurs, aceea de a-i ajuta pe ceilalți. Și uite, chestie foarte interesantă. La capătul setului de cărți, Tarantula. E o încrengătură, e un personaj care este legat de relații karmice. Am spus mai devreme și trebuie să încheie, interesant, trebuie să încheie acest ciclu. De ce zic interesant? Aici este 13, știți că e asociat cărții morții în tarot, dar moartea înseamnă transformare. De ce zic interesant? 31 și 13. 31 și 13. Bărbat, femeie, ce aici? Trebuie să iasă din niște legături karmice foarte lipicioase, sufocante. Trebuie să-și găsească libertatea. Probabil, din acest motiv, îi este greu să aibă o relație armonioasă, pentru că a văzut în stânga și în dreapta că relațiile nu sunt chiar atât de armonioase. Asta a fost experiența personală. Dar relațiile sunt armonioase când ești lângă oamenii potriviți, când ești lângă oameni care își cunosc puterea, care știu să vindece, care știu să se vindece, care știu să manifeste ce este mai frumos. Ce simte acest personaj în această situație? Judecata, soarele, steaua, avem a doua oară, vibrația aceasta, și asul de bâte. Atracție fizică, am zis, este. Un magnetism, o chimie pe care probabil n-am mai experimentat-o cu prea multe persoane sau chiar cu nimeni. O chimie care renaște. Aș putea să spun cu cărțile pe care le am în față că poate să fie trezirea lui Kundalini pentru acest personaj. Și soarele, și steaua, și marele preot vorbesc despre trezire spirituală și judecata. Dar evident că asta se face în timp. Se face în timp. Pentru că trebuie să și înțelegi ce se întâmplă, trebuie să înțelegi ce simți, că foarte multă lume confundă trezirea lui Kundalini cu atracție sexuală. Și dacă nu știi cum să direcționezi această energie, se blochează Kundalini în primele două chakre și e jale. Dar, slavă Domnului că în această companie sau în acest parteneriat sau colaborare sau prietenie sau dragoste, cineva știe mai multe. Și ghidează din umbră. Ghidează din umbră. Ce simte acest personaj? Că e momentul să renască. Că e momentul judecata să se transforme. Poate că a fost judecat de alții. Poate că acum se judecă pe sine. Dar nu doar atât. Trebuie să asculte intuiția. Trebuie să asculte nu doar în acest parteneriat ce spune celălalt. Și prin cuvinte și fără cuvinte. Pentru că putem vorbi și fără cuvinte, da? Prin energie, prin emoții. Are multe de ascultat, de învățat ca să se transforme. Dar cel mai mult,
și-ar dori în acest moment să comunice atracția, valetul de bâte și asul de bâte de două ori, asul de bâte, da? Să comunice atracția teribilă pe care o simte în acest parteneriat, da? Față de celălalt, de cealaltă persoană care vine cu această vibrație înaltă, soarele și steaua. Probabil să marcaje. Interesant, probabil se întâmplă și un turn pentru că a picat o floare. Ce floare frumoasă! Ia uitați-o, trandafirul acesta. A picat o floare. Aș spune că acest turn este delicat, este special, nu e chiar atât de dureros. Nu s-a spart nimic. A picat ceva. Probabil ca să ne atragă atenția sau mie în această etalare. Dar, din punct de vedere sexual, este foarte trezită. Aș spune chiar excitat, că e un cuvânt românesc, natural, de care nu putem să fugim, da? Sunt cărți care arată această tensiune sexuală. Dar, repet, această tensiune sexuală este calea prin care Kundalini ajunge la acest personaj. Pentru că Kundalini se trezește și prin rugăciune, și prin extaz mistic, și prin dans, și prin creativitate, dar la acest personaj ajunge prin această atracție fizică. Și ce ajunge să înțeleagă? Că se simte extrem de bine, în sensul nu de confortabil, de fericire interioară, de lumină interioară, în acest parteneriat, în această prietenie, în această colaborare, dragoste, ce-o fi. Da? Simte că aici își împlinește destinul, că în acest context se vindecă de niște traume. Și vindecându-se, că am zis că avem steaua de două ori, interesant, vedeți? Și în aceste decăsuri. Vindecându-se, poate să creeze, poate să-și împlinească parte din misiune, care va fi descoperită în timp. Din seria mesajelor de la Înger a mai venit această carte. Concentrează-te pe dragoste. Ca și sfat pentru voi. Probabil că voi sunteți cei care oferiți dragoste dragonilor, monștrilor, aparenți, e un dragon, e un ego rănit, este un personaj care nu-și vede frumusețea, frumoasa și bestia, este un personaj care nu-și vede potențialul. Dar, repet, doi, în această relație, suflete pereche, flăcări gemene, se manifestă stabilitate prin dragoste. Acest personaj eventual trebuie să devină împăratul, păi patru, da? Împăratul vieții sale, de aia zic. Și cum ajungi la împărat? Mai întâi prin 0 și prin 1, da? Să riști și să manifesti o nouă cale. Calea ta. Care te va pune în poziție de autoritate sau o va pune în poziție de autoritate și de aș spune de protector. Ah, și mi-aduc aminte, vai, nu știu ce legătură are. O să mă gândesc după etalare. Eu am văzut un serial turcesc foarte frumos acum vreo 2 ani, când am fost bolnavă. Eu mă uit la filme când sunt bolnavă. Protectorul. Ah, dacă aș putea să vorbesc despre asta, nu știu ce legătură are. Probabil că acest personaj are, mână, ce film a fost ăla. Ați văzut? E cineva care a văzut serialul ăsta, Protectorul? Turcesc, foarte bine făcut. Da? Dar vorbeam că steaua oferă dragoste unei persoane care interesant, trăia în zonă sau trăiește într-o zonă vibrațională destul de jos, joasă. Aș spune reptiliană, cei care știți ce înseamnă acest cuvânt, da? Viață concentrată doar pe a trăi, a exista, a supraviețui. Nu mai mult. Astea sunt vibrațiile reptiliene. E,
Și se creează această legătură specială. Aș spune că energia feminină totuși ghidează. În ultimii ani se pare că ea este cea care ghidează către stabilitate, către dragoste, dar nu stabilitatea karmică, obsedată de a supraviețui, cum am zis mai devreme, de reptilieni, ci o stabilitate în credință, în lumină și în creativitate. Apare asul de bâte de două ori. Apare regina de bâte. Semnale care atrag atenția că se poate crea ceva. Există acest foc interior. Și în această persoană și în voi și între voi se poate crea ceva. Un soi de... Că de fapt, cred că asta e și visul, apropo de stea. Cred că undeva în subtil acest personaj începe să viseze. Că ar putea să-și creeze un spațiu sacru, un cuib, o casă, o relație stabilă în care să... din care să genereze ceva. Sunt ouă, avem pom, avem 3 de monede, 4 de bâte, da? Acest personaj începe să spere, să se gândească. Măi, parcă totuși. Într-adevăr, cu alte persoane poți să te gândești și la stabilitate și la creativitate. Și regina de bâte vine cu pasiune, vine cu atractivitate, cu sexualitate, dar este mai mult decât atât. Este mai mult decât atât. Am spus că acest personaj se simte foarte bine, dar mai are de descoperit ce. Și a fost și turnul, ați văzut, e un trăsnet aici. Credința. Marele preot a venit pe orizontal. Acest personaj trebuie să-și descopere sistemul de valori, care este total diferit de ce a trăit până acum. Că vorbim de transformare și apare după transformare. Trebuie transforma sistemul de valori. Sistemul de credință. În ce crezi? Eu nu mă refer la religia aceea, să zic, aspectele depășite, învechite ale religiilor în care unii au fost crescuți. Eu vorbesc despre credință. Pentru că unul, iar 9 de monede, este independent, celălalt fuge, se minte. 7 de spade se minte. E viclean. Uneori spune ce vrea, apropo de tacere, sinceritate, că am vorbit ieri un pic despre așa ceva, dar e o idee, e un cuvânt pe care încă poate nu l-a manifestat, poate nu l-a rostit, de care e rușine. Sunt niște aspecte aici de care fuge. Poate să fugă chiar de adevăr, poate să fugă chiar de misiunea sa, interesant. Și dacă face acest lucru în continuare, intră într-o vibrație de regrete și ar fi păcat. Ar fi păcat. Aici este trezirea cuiva cu marele preot și soarele a acestui personaj. Că trebuie să-și găsească independența. Cineva îi arată calea. Autenticitatea. Nu poți să fii, adică eu așa zic, nu știu, din punctul meu de vedere. Nu poți să fii independent și lipsit de autenticitate. Eu nu cred că se poate. Deși poate. Dar nu cred. Totuși. O să meditez. Dar în acest moment nu cred că poți să fii independent, să ai această vibrație de 9 de monede, preîmpărăteasă, să ai stabilitate, să ai banul tău, să ai rezultatele tale profesionale și să nu fii autentic. A trebuit să vină altă carte ca să fie așa ceva. Deci acest personaj trebuie să-și descopere calea, independența și credința. Am spus, energia feminină vine cu acel ceva foarte sexy pentru personajul pe care îl descriem în această relație. Dar nu e doar atât, nu e doar sexy. Este și un grad de periculozitate, aș spune. Pentru că energia feminină știe ce poate, știe că are de protejat niște potențiale, ouăle, da? Sunt niște potențiale pe care le poate manifesta în acest context sau separat. De-aia zic, există cu alte cuvinte șerpi, sunt foarte sexy, dar sunt și periculoși.
Și referitor la această întâlnire foarte specială, pe care cred că amândoi o simțiți ca fiind specială. Amândoi simțiți că interesant, vă vindecați din punct de vedere sexual sau prin sexualitate. Interesant cum vine mesajul, posibil. Avem și ea și de bâte, parcă am vorbit de trezire, am vorbit de kundalini și nu știu dacă am atras atenția asupra acestui aspect. Vindecare prin sexualitate. Însă, pentru asta, iar este o luptă a acestui personaj, o luptă de transformare. Trebuie să se izoleze un pic de influențele de până acum. Trebuie să treacă printr-un moment de întuneric ca să-și regăsească lumina interioară. Trebuie să se transforme ca să renască. Trebuie să moară, eventual. Interesant, ego, mândria. Probabil că acest personaj are multă mândrie și trebuie să renunțe la această mândrie și să devină, aici e eremitul, mai analitic, mai spiritual. Și în momentul în care își găsește lumina interioară, să o poarte deasupra. Îmi place imaginea, să o poarte deasupra. Ce simte în acest context, am zis, pasiune. Dorința iar de a comunica, de a comunica despre această pasiune, despre acest foc, dar focul acesta este și creator. Așadar, dacă se limitează strict la aspectul sexual, ar fi păcat. Ar fi păcat. Ar mai vrea să comunice. Interesant, apare împăratul 10 de bâte, da. Este conștient. Aș spune că această lumină aduce o da. Conștiință. Că trebuie să încheie niște cicluri sau niște relații. Și cicluri am văzut, dar relații obositoare, neproductive, care o menține în întuneric, ca să-și găsească, apropo de patru de echilibru, cum a zis mai devreme, natura divină, puternică, masculină, împăratul e masculin, da? Natura masculină, dar de vibrație înaltă. Că poți să fii masculin de vibrație joasă, gen reptilian, sau de vibrație înaltă. Probabil că are, iar interesant, cu regina de spade, iar are de câștigat înțelepciune în această relație, dar unul dintre voi se abține. Aici este înțelepciunea unuia. Poate că amândoi vă rețineți într-un fel sau altul, dar unul este conștient de ce trebuie să se abțină, pentru că îl lasă pe celălalt să-și încheie ciclurile, eventual. Îl lasă pe celălalt să-și găsească echilibru, pentru că nu poți să faci temele cuiva. E absurd, asta e manipulare. Cine este înțelept știe că celălalt trebuie să-și facă lucrarea, să treacă prin întuneric, să-și găsească lumina. Tu i-o arăți. Dar trebuie să vină să o ia, trebuie să o vină să o folosească, repet, într-un mod creativ. Și eventual să-și găsească și lumina interioară. Am spus că din partea îngerilor a venit ca și mesaj. Concentrați-vă pe dragoste. Oferiți în continuare dragoste. Voi aveți darul de a vedea ce este bun în fiecare. Stelelor. Și când vorbesc de stelelor, vorbesc de oameni care sunt treji, care sunt autentici și care vindecă deja. S-au vindecat, vindecă în continuare. Faptul că v-ați întâlnit cu acest personaj înseamnă că mai aveți ceva de vindecat împreună cu acest personaj. Poate chiar chestiuni care țin de sexualitate, într-o formă sau alta, de creativitate, de stabilitate, că regina de bâte poate fi foarte stabilă, după cum vedeți. Foarte stabilă. Dar aici este o transformare care trebuie acceptată, lăsată să se întâmple sau și mai bine zis, direcționată. Mesaje. Se va produce această uniune a inimilor, mai devreme sau mai târziu, sau deja s-a produs. Rămâne de văzut în cât timp crește acest pom. În cât timp veți produce niște
Fructe, nu? În cât timp veți ține în preajma voastră, veți proteja alte ființe, alte, eu știu, entități, păsările astea își găsesc cuibul, apropo. Dar oferiți, împreună veți putea oferi stabilitate multora sau multor forme de energie, de manifestare. Dar, deocamdată s-a produs întâlnirea. Concentrați-vă în continuare pe dragoste și hai totuși, ce ai să mai iau o carte acum în fața voastră să vedem ce ar mai fi. Nu, nu, asta îmi place manga. Bine, îmi place și steampunk, dar acum vreau manga. Hai o concluzie. O concluzie. A, la capătul setului de cărți, ia uite, relații karmice. Relații karmice. Încă trebuie să rezolvate 10 de bâte. Marele preot. Chestiuni care țin de familie, de educație, de tradiție, de cultură, de contracte, de influențe masculine avem, iar... Curățăm cărțile pentru acest etalon. Iar niște chestiuni legale, văd cu regina de spade. Da, bucurie mare. Trei de cupe și valete de cupe. Bucurie mare. Asta simte, o stare de bucurie. Emoții intense, dar... Ia uite. Șapte de spade. Iar cineva care fuge. Care fuge de implicare. Fuge de... Am înțeles. Este acest personaj. Aici este. Se simte fericit. Ok. Fericire, fericire. Dar ce faci cu ea? Că dacă nu o asumi, dacă nu te implici, dacă nu faci nimic. Marele preot înseamnă stabilitate. Cineva a fugit de stabilitate. Hai să vedem. Concluzia. O concluzie. Concluzia este ce a trebuit să faceți voi în relație cu acest personaj. Hai să vedem. Rămân încă nasul. Ah. Trebuie să faceți voi în relație cu acest personaj. Wow. Fantastic. Trebuie să stabiliți. Nu blocați. Avem 9 de bâte și 7 de bâte. Nu. Nu e vorba de blocaj. Gata. Nu mai vorbesc pentru că n-a apărut 2 de spade. N-a apărut... Eremitul este ca și vibrație aici, nevoia de introspecție, de tăcere, de însingurare uneori ca să vă găsiți și voi și ei lumina. Chiar dacă doare, interesant cu mine mesajul, chiar dacă doare, trebuie să învățați. Această poveste de dragoste trebuie să stabiliți niște granițe personale. Acest personaj trebuie să învețe. Sau mai bine trebuie să se transforme. Iar apare moarte. Cinci de cupe și asul de spade. Trebuie să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Trebuie să vă vadă în adevărata voastră lumină. Trebuie să vadă, să lasă acest soare, să-l încălzească, să-l transforme. Trebuie să vadă steaua. Că e acolo, e cam departe. Dar, eu știu, unii pot să o atingă. Dacă se lasă transformați, dacă se ridică și la această vibrație. Deci acest personaj trebuie să învețe să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și să, tot așa, să-și pună ca și voi granițe personale în fața celor care, eu știu, din trecut, care i-au ținut legați, aici este o legătură, da? Ca să se elibereze de ciclurile karmice, să se transforme. La un moment dat va plânge, poate veți plânge și voi. Dar este nevoie să se întâmple toate aceste lucruri ca să se manifeste victoria. Asul de spade vine. Totuși, îmi place că a venit asul de spade, grupul, totuși. Este guvernat de adevăr. Ca să se manifeste adevărul, cineva trebuie să renunțe total la un stil de viață.
la prieteni, la oameni cu care au petrecut, la triunghiurile amoroase, la eu știu ce. Sufletul pereche aici. Sunteți voi. Dar dacă stă și se uită în trecut, nu se va mai... nu se poate manifesta această minune, aș spune, acest dar. E într-adevăr dureros. Sunteți puternici împreună. Dar ca să ajungă acest masculin în energia sa înaltă, și să fie alături de voi persoane creative, persoane pasionale, să poată sta alături de voi, trebuie să trece, să zic, prin această perioadă de eu o suferință. Pentru că adevărul, da, cum am spus mai devreme, adevărul, sinceritatea, uneori doare. Adevărul este că nu mai e timp pentru 3 decupe. Este timpul pentru 2 decupe. Nu mai este timp de stat pe loc, de stat în relații karmice. Este timpul să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. A credinței. A luminii interioare. Și această inimă îndurerată, poate să fie și a voastră, și a lor, și a celor care vor fi părăsiți pentru a se manifesta. Nu știu, dacă vreți să se manifeste această uniune a inimilor. Cărțile arată ca fiind totuși întâlnire cu un suflet pereche, cu potențial bun, dar fără transformare nu se poate manifesta potențialul sau flacără geamănă. Dar știți bine, cei care au citit despre flăcările gemene, că uneori trebuie să pui niște granițe, să stabilești niște reguli. Într-adevăr, poate sunt și niște blocaje. Și în partea voastră și în partea lor, dar nu vorbesc despre blocajele acestea, care vin dinspre trecutul ambilor, cât despre stabilirea unor granițe personale foarte necesare. Foarte necesare, pentru că, altfel, este o energie atât de intensă încât vă consumați, vă devorați, aș spune. Da, vă devorați. Sau v-ați putea devora, consuma energetic. Fără direcție, fără scop și ar fi păcat. Ar fi foarte păcat. Da, și primul mesaj. Concentrați-vă pe dragoste. Și dragostea se manifestă și sub forma prieteniei și a proiectelor creative și a misiunii, eu știu, și a vindecării. În multe forme se manifestă dragostea. Posibil că mai e un alt personaj în spate, ori în viața voastră, ori în viața lor. Clarificăm asul de spade. Interesant. Da, trebuie să se ajungă la adevăr, fără adevăr. Ia uite, valetul de spade. Și am vorbit de valet de spade încă de aici. Chestiuni legale ale acestui viitor împărat. Viitor. Dacă, viitor, dacă renunță la, eu știu, viața aceasta în umbră. Nu că ar fi în umbră, în întuneric, în lipsa credinței. Asta înseamnă în umbră și întuneric pentru mine, lipsa credinței. Ia uite, interesant, vedeți, justiția. Până nu se manifestă, ia uite, dar se va face dreptate și între voi doi, vă veți reîntâlni cu 3 de cupe, vă veți vindeca steaua. Dar, reptiliana, vedem, trebuie să se transforme.
Ar mai fi ceva? Hai, mai dăm o carte. Turnul, că tot am vorbit de turn, a apărut. Probabil da, trebuie să se producă o separare între voi. Vă veți separa la un moment dat, apare și 3 de bâte, după cum vedeți, a apărut în fața voastră și 6 de spade. Mai, vor fi niște drumuri. Peste o apă, în alte, eu știu, localități, în alte țări, peste drumuri, mai la distanță, care vor produce această separare. Dar separarea este foarte necesară ca să se pună, ca să se vindece, e varianta mică a eremitului pentru mine, ca să vă vindecați și unul și celălalt, să vă puneți în ordine gândurile, că acum este o atmosferă foarte încinsă între voi. Și în momentul în care veți reveni, aș spune că se poate manifesta dragostea autentică, dragostea, pentru că acum este foarte multă pasiune. Între timp se manifestă și adevărul. Se fac eliberările de relațiile karmice, se taie legătura karmică, eu știu, legăturile, mai bine. Da? Și poate să se va... Poate se va manifesta prima victorie în relația dintre voi. Într-o formă sau alta. Prima victorie. Poate acest personaj trebuie să învețe să comunice în adevăr. Ca să tragă victorie. Ah, ce frumoasă imagine, vedeți? Ah, cine poate să... Să învețe să înțeleagă cuvântul. Mișcă energia din jurul său. Vai, ce frumoasă imagine! Poate și voi trebuie să învățați, că tot ascultați chestia asta. Cuvântul are vibrație. Și vibrația pe care, am mai discutat cu cineva de curând, vibrația pe care o transmiți, schimbă energiile din jur. Dar din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, cuvântul are o vibrație, dar și tu ca persoană, în momentul în care rostești un anumit cuvânt, energia ta interioară, tonul, poate transforma vibrația cuvântului. Dar asta e altă discuție. În fine, da? Ia uite. Și soarele, ce frumos! Acum l-am văzut. Da, ia uite, zero. Se va produce. Ia uite, zero, de două ori zero. Da. Se va produce acel moment de... Început, aș spune, da? Se va produce și fericirea, și trezirea. Dar trebuie să se producă mai întâi eliberarea de jocurile mentale, de minciuni, de influențele negative, 5 de spade, o influență negativă, oamenii care nu-și arată fața, oamenii care poartă măști, oamenii care aduc dezamăgire. Interesant, cu 3 de, ce am văzut mai devreme, 3 de spade și împăratul și regina de bâte, poate să fie o influență masculină negativă, o figură autoritară negativă. Dar, cum am zis, va fi bine. Totul va fi bine. Dacă lăsați un pic ca destinul să vă mai separe, ca să vă aducă împreună, ordonați mental, transformați mai mult unul decât celălalt, că unul trebuie să se transforme mai mult, o să vă fie dor, dar, interesant, poate chiar acest dor să trezească pe celălalt și să facă să înțeleagă sau să o facă să înțeleagă că într-adevăr între voi se poate comunica în adevăr, se poate manifesta victorie, se poate manifesta dragoste, cum am văzut mai devreme și asul de cupe. Am văzut zodii, în mod special. Stai. Acestea erau, da? Pluto, Scorpion, Leu, Vărsător, Berbec, de ce am zis balanță? Așa a ieșit. Vreau să zic săgetător. Pești, Rac, Scorpion, am mai zis Scorpion, Taur, Fecioară, iar Leu. E și balanță cu regina de spade undeva acolo, dar nu știu cât aici, în prim plan, într-o anumită formă există și balanță. Și gemeni ceva, mai degrabă balanță. Ceva din Vărsător. Am zis. Cam astea sunt zodiile. În principiu. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Mie mi-a plăcut mult. Ciao!